Wow! Trebuie să fac eu asta, nu? Da. Da, hai să facem împreună, măcar. Da. Bă, până una alta, stai, înainte, stai, o secundă, nu, nu. Știu că toată lumea din echipă și cu tare și cu tare așteaptă, că am spus eu la un moment dat, apropo de Mihaela Rădulescu și de la la la. Știi, o știi pe Mihaela Rădulescu? Da. Ok. Cum, domnule, cu făina, cu nu știu ce. Părerea mea este că treaba aia trebuie făcută mult, cu mult mai multă încredere, adică să te duci. Făina! Adică ori faci o treabă, ori nu faci. Bun. A început să-mi placă emisiunea asta. Respectele mele! Și acum, arată-mi. Bă, dar nu-i ciudat să fac eu... Lasă-ți genunchii să alunece! Dar n-ar fi relativ ciudat să fac eu... Dar n-a fost visul tău să te păzești în făină? Ai și spus că o să faci mult mai bine decât Mihai Lăbdui. M-am tăvălit mai bine? Ca un pinguin care îți dă drumul pe gheață să te-ai dus. Foarte frumos a fost. Mulțumesc. Gătești? Cum vedeți, pot să lucrez cu făină. Ce te ocupi în timpul liber? Cu make-up și antrenament. Deci n-am timp liber. Dar n-aud, dați-i mai tare în cască, că e o discuție intimă. Da, e intimă, înțeleg ce. Nu! Ai mai participat la emisiuni concurs? Da, desigur. Asta a doilea show. Zi! Te-ai speriat? Speriat, o să știm sau nu. Nu, tu te-ai speriat? Nu. Ah. Am votat... Da, am votat greșit cu... ...te până acum. Am avut flasc. Și alte organe. Dar stai un pic, am avut flasc cu... ...mare, cu pătrat. Plat. Ce vrei tu să... Și am votat întotdeauna, am zis, da, merită premiat, pentru că îl duce pământul mai departe, dacă n-ar exista... Nu cred că o să pot să-ți dau un răspuns pozitiv astăzi, legat de concurs, legat de număr. Adică ai avut un număr bun. Mulțumesc. Bun, dar nu pentru noi. Adică n-a fost amuzant de sexy sau ce? Matache, te rog eu frumos, dă-i un nu din partea mea. Îi dau nu eu, pot să fac asta, ar fi... Uite, deci m-ai rugat, s-a îndeplinit. Eu sunt foarte romantic. Normal, stare de autoindusă pe termen scurt. Sunt romantic de la 8 la 5. Nu mi-o autoinduc. Dar cel mai romantic, când ai fost romantic, cum ai fost? Când am făcut o cerere de căsătorie, la vreo 2 ore după ce am cunoscut pe cineva și am încercat să mergem la capela de la... Tu mă asculti? Și am încercat să mergem la capela de la aeroportul Henrico Andru. Capela de obicei aveau mort acolo, de-aia nu va ieși, nu? La capela stă mortul. Nu era... N-aveau... Prima. Și am dat un inel de plastic. Ai văzut că am vrut să fac o cerere în căsătorie. Dar eram foarte sincer. La 2 ore distanță. 3 ore, să zicem, maxim. O f***e? Nu. Ești nebun la cap. Știu. Mama, ce scârbos! Băi! De tot stai, mulțumesc! Bă, dar ce era un limba cine a lui sau ei? A ta, mă, cu el. Momentul ăla trebuie blurat. Da. Așa. Ăla a fost direct franțuzesc. Da. Da, a fost de pe Champs-Élysées direct. Din inima Parisului.